Elevii indisciplinați ai școlii gimnaziale Florea Bogdan au fost în dialog cu reprezentantul poliției Reghin. Comisia de disciplină a școlii a inițiat o activitate prin care să combată actele de violență și indisciplină în școală. Ne-am gândit să inițiem această activitate deoarece în 30 ianuarie este Ziua Mondială a Non-Violenței în Școli și cu această ocazie ne-am hotărât să invităm în sala festivă câțiva elevi problemă ai școlii și cu sprijinul poliției, care a fost mereu un aliat de încredere al școlii când vine vorba despre combaterea violenței în școli, vom desfășura această activitate. Ce înseamnă această agresivitate verbală? Să nu vă înjurați, să nu vorbiți urât unii cu ceilalți, să nu ripostați. Dacă un coleg vă vorbește urât, să nu ripostați în același mod. Pentru că dacă îi răspundeți la fel, degenerează. Poate provoca o bătaie, să vă luați la bătaie voi între voi. Iar aici deja presupune sancțiuni la legea 61. Mă gândesc că nu știți ce sunt acele sancțiuni, sunt niște amenzi. Polițistul de proximitate nu doar că le-a oferit câteva sfaturi, dar le-a înmânat și pliante tipărite de poliția română în scop educativ și preventiv. Acestea s-au adresat în special elevilor care au creat probleme în timpul orelor de curs. Copii care concret nu respectă regulamentul școlii, au un comportament care vine în contradicție cu regulile școlii în vigoare și cred că cu asta am spus totul. Păstrăm în permanență legătura cu părinții, atunci când avem situații, problemă, invităm la școală, discutăm cu ei. Ne sunt și ei un partener de încredere în rezolvarea acestor probleme, s-au arătat deschiși. În 30 ianuarie, în mai multe țări ale lumii, se sărbătorește Ziua Non-Violenței în Școli. Scopul este de promovare a ideii de educare a copiilor în armonie, solidaritate și respect.